eram un pic blocat că citeam aici. Sportul național românesc se vede în exclusivitate pe Prima Sport 1. Mâine avem finalele naționale la Oina. Exact, e foarte important. Spectacolul în Cupa Reginei și Cupa Regelui va începe la ora 10:30 pe stadionul Arcul de Triumf din București. Dar avem mai multe informații de la cine trebuie să avem informațiile. Nicolae, de la domnul Nicolae Dobre, președintele Federației Române de Oină. Bine ați venit, bună dimineața! Hristos a înviat, mulțumesc mult pentru această invitație. Adevărat a înviat. Haideți să ne oferiți mai multe informații pentru început despre evenimentul de mâine. Vor fi două cupe, da? Într-adevăr. În primul rând aș vrea să felicit Trustul Media pentru această oportunitate deosebită. Sunteți singurii care transmiteți meciuri de oină, deși e sportul național al României. Vreau să mulțumesc tuturor care sunt implicați în acest demers extraordinar. Pentru noi este emoționant acest moment, pentru că de regulă nu ne bagă nimeni în seamă nici să transmită, eu știu, știri despre noi. Legat de eveniment, este un eveniment major. Eu pot să spun că este probabil cel mai important în ultimii 30 de ani, întrucât a fost foarte bine mediatizat și mai mult decât atât se desfășoară pe o bază sportivă deosebită. Mulțumim Ministerului Sportului și Federației Române de Rugby pentru că ne-au pus la dispoziție această bază și avem foarte mult public, cei care încă nu au apucat ca să-și ia bilete, pentru că este un moment istoric. E prima dată în istoria Oinei când se vând bilete, deși avem sute de ani de existență, iar biletele sunt pentru o cauză nobilă, anume pentru a ajuta copiii cu probleme, atât cei cu dizabilități, cât și cei din centre de plasament, să-i aducem către sport. Pare că și prețul este simbolic al biletelor. Prețul este de 5 lei și 10 lei. Nu pot să mai spun nimic legat de preț. Invită pe toți să-și cumpere bilete, chiar dacă participă sau nu, pentru că dacă nu sunt din capitală, pot să vadă la Prima Sport 1 ce se întâmplă acolo. Corect. Dar ce au de văzut, pentru că aici este foarte important. În afară de Oina propriu-zis, înțeleg că aveți și multe alte surprize. Într-adevăr, elementul central sunt cele două competiții. Vorbim de Cupa Reginei, ajunsă la ediția cu numărul 3, în care se vor întâlni cele mai bune două echipe de fete din anul precedent, anume Progresul Băilești, campioană națională, și CS Dacia Mioveni 2012, vicecampioană națională. Iar la băieți, la ediția ajunsă cu numărul 9, la Cupa Regelui, de asemenea cele mai bune două echipe din anul precedent, Frontiera Tomis Constanța, campioană națională, și Biruința Gherești, vicecampioană națională. Pe lângă aceste două evenimente care sunt centrale, avem foarte multe premii oferite prin tombole pentru cei care vor participa cumpărând bilete, și aici avem în vedere tricouri oficiale, tricouri care sunt ale federației sau de campion și sunt tricouri deosebite cu cifrul majestății sale Margareta, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru prezența la eveniment. Principesa Margareta va fi acolo? Va fi prezent acolo împreună cu principele Radu, vor fi și vor da lovitura de începere și vor participa la premiere. Le mulțumim foarte mult. De asemenea, avem un moment deosebit în deschidere cu buciumașii de la Spulber din Vrancea. Mulțumesc domnului primar pentru că aduce 14 buciumași care vor da o altă valoare acest eveniment, și de asemenea un moment extrem de emoționant este interpretarea imnului de stat de către maestru Gheorghe Turda. Pentru cei care nu cunosc, este fost jucător de oină, a jucat oină la Săpânța și premierul Ciucă, Nicolae Ciucă, că se anunțase o astfel de prezență și eu din am invitat oamenilor politici. Să termin cu domnul Turda și vă explic imediat. Evident. Dumnealui este președinte de onoare al Federației Române de Oină și de fiecare dată când avem un eveniment vine cu mare plăcere. Îi mulțumesc o dată pe această cale. Întrucât vorbim de Sportul Național României, am considerat că este necesar să anunțăm toate oficialitățile din România. De la președintele României în jos, toată lumea a fost anunțată să participe la eveniment. Miniștri, secretari de stat, primari, eu știu, parlamentari, toată lumea a fost anunțată. Nu știu câți vor participa, avem câteva participări totuși, să știți, avem câteva persoane importante care vor participa, campioni olimpici și secretari de stat, miniștri care vor fi deputați, care vor fi prezenți, dar ce este foarte important, foarte, foarte mulți au aflat de oină și și-au cerut scuze că nu pot participa. Adică inițiativa noastră de a afla toată lumea de oină s-a realizat. Că nu de vor fapt, veni, asta a fost cel mai important lucru. Nu? Este, pe lângă această activitate, avem foarte multe activități de inițiere în oină pentru copii. Vreau să spun că avem, nu pot să spun sponsorul, dar avem copii care vor primi diferite sucuri, știu, care vor fi date pentru copilași. Suntem pregătiți cu peste 400 de asemenea de premii. De asemenea, din centre de copii cu probleme din București avem prezența peste 300 de copii. Așadar, cred că va fi un eveniment Deci e un eveniment complex care va dura mai multe ore, să înțeleg, că dincolo de meciul propriu-zis, sau meciurile propriu-zise, sunt și celelalte activități. Exact. Probabil că evenimentul cu premiera în sine se va termina cam în două ore. Urmând să rămânem cu activ, în funcție de cât de mulți copii vor fi, rămânem după încheierea transmisiunii pentru aceste activități. Ce vreau să transmit pentru toți, indiferent, pentru că vorbim de Sportul Național României, indiferent că și-au luat bilet sau vin pe bază de invitație pentru cei care sunt copiii cu probleme, am rugămintea să vină cu un drapel, pentru că vorbim de Sportul Național României și ar da foarte frumos ca să simțim că suntem la noi acasă, suntem în România.
11:30 cu 12:30 apoi pentru copii. Stadionul de la Arcul de Triunf, exact, da? Știți ce vreau să vă întreb? Să nu mi-o luați în nume de rău. Este sportul național al României, Oina, într-adevăr, dar vorbim cu toții, da, suntem toți în aceeași oală, din păcate, atât de puțin despre acest sport. De ce? Unde s-a pierdut el pe drum? Pentru că, să vă dau un singur exemplu și poate aveți răspunsul în ceea ce vă spun eu. M-am luptat foarte mult ca Oina să fie recunoscută ca sport național al României. Deși de sute de ani se știe că este sportul național al României, da. Ea prin lege oficial a fost recunoscută abia în anul 2014 la inițiativa noastră. A fost, nu știu dacă pot spun numele doamnei deputat care a inițiat această lege, doamna deputat Diana Tușa este cea care a dus în Parlament inițiativa noastră și abia în 2014, după vreo 6 ani de lupte în Parlamentul României, a fost declarată sportul național al României. Prin lege s-a instituit un program național Redescopere Oina, prin care autoritățile publice locale trebuiau să facă tot ce considerau necesar pentru ca Oina să devină cunoscută. În inițiativa noastră ne gândisem că n-ar fi un efort deosebit pentru o primărie sau o școală să cumpere un kit minim care să conțină o minge, un baston și un regulament al jocului, probabil că în jur de 100 de lei ar fi costat toate, astfel încât în fiecare, pentru că e sport național României, în fiecare instituție de învățământ din țară să existe un astfel de kit. Pentru că atunci când un profesor de educație fizică, care din păcate în facultate nu primește un minim de informații despre acest sport, vrea să practice această disciplină sportivă, să ia kit-ul și să joace. Deci, repet, noi nu facem demersuri pentru a obliga pe cineva să practice Oina, că e sport național, ci vrem doar să existe cadrul organizatoric pentru a putea să practice cei care vor. Din păcate, demersul nostru, pentru că vorbim de o lege, nu se aplică decât parțial. Singurii care aplică această lege sunt cei de la Ministerul Sportului, care ne dau o finanțare separată. Până atunci ni se cereau criterii de câte campionate mondiale am câștigat, olimpiade și celelalte, noi jucăm doar în România și Republica Moldova, ce să vă spun. Și de anul acesta, un singur județ aplică într-adevăr această lege, este Constanța, care a acordat bani pentru acest program Redescoperă Oina. În rest, nimeni în România nu aplică. Despre ce vorbim? Întrebarea pe care o are colega mea este normală, pentru că vezi reclame la baseball și la fotbal american în condițiile în care vorbim de Oina, care este sportul național. Și care e un sport frumos. Da, exact. Că ne-ați și povestit câteva lucruri pe publicitate. Câți jucători sunt legitimați în România? Pentru că înțelegem de fapt că mulți sunt legitimați în altă țară. Nu sunt legitimați în altă țară. Se practică doar România și Republica Moldova. În schimb, ce vreau să spun, sunt două lucruri distincte. E o chestiune pe care nu o cunosc și atunci de asta... La Federația de Oina sunt afiliate în jur de 45 de echipe acum. Numărul este în continuă creștere. Pentru că când am fost numit-o președinte, erau 4-5 echipe. Acum sunt în jur de 45 și avem un trend foarte care ne arată că suntem pe drumul cel bun. În schimb, pe mediul școlar, unde acordăm o atenție deosebită, să vă faceți o idee, în urmă, unde avem o colaborare foarte bună cu Ministerul Educației Naționale, în urmă cu 10 ani de zile era o singură competiție cu 20 de echipe, iar la ultima activitate, pentru că cea de anul acesta nu s-a finalizat, este în curs de organizare a finalelor, au fost peste 400 de echipe în 4 competiții. Deci copiii vor să practice acest sport. Singura noastră barieră pe care încercăm să o spargem este cea legată de a transmite informații către profesorii de educație fizică. Și aici am un mare regret, am transmis informația de a iniția noi în profesori de educație fizică sau viitorii profesori către facultățile de educație fizică și sport. Din păcate, din cele peste 20 de facultăți, mi-au răspuns pozitiv doar una sau două facultăți, Constanța și Bacău, că pot să le dau atât. Și o singură facultate, pentru că ni s-a spus ca să facem specializarea Oina, ne trebuie un profesor care să fie doctor în Oina. Vă dați seama că ni s-a spus că va fi foarte greu să facem. Noi totuși am un grupul meu, să zic așa, nebun frumoși, care duc mai departe această tradiție și cărora le mulțumesc pentru efortul deosebit făcut. Nu ne-am lăsat, am plimbat pe un domn profesor de la Băilești, de la Neamărin, din Doj, prin toată țara, la toate facultățile de educație fizică. Singurii care ne-au acceptat să-l facă doctor în Oina, să urmeze cursul acestea de doctorat, au fost cei de la Cluj și de 2 ani de zile avem primul doctor în Oina și deja facultățile de la Bacău și Constanța au băgat la opțional Oina. De an, din toamnă se poate studia și Oina. Așadar, dar ce regretul meu mare este că adresa mea, care s-a dus de 2-3 ori până acum către Facultatea de Educație Fizică, care le-am cerut, e drept, nu se poate specializare, pentru că sunt pașii de care v-am spus, dar în 3 ani de studiu, să ne dea și nouă o oră, în care să prezentăm regulile jocului, pentru că profesorii de educație fizică nu știu nimic despre jocul de Oina. Vrem doar în 3 ani de zile să ne se dea o oră, să rupă de la cealaltă disciplină, da, să prezentăm în ce constă Oina. Deci, cu alte cuvinte, ai nevoie de cât mai multă conștientizare, exact, din partea tuturora, pentru ca Oina să ajungă... Și poate că acum ne aude cineva, exact, și poate că vor exista aceste demersuri. Este o confuzie majoră între proba de aruncare a mingii de Oina și jocul de Oina. Da, nu... proba de aruncare o făceam și eu în proba de aruncare nu are legătură cu jocul de Oina, da, pentru că este contraindicată.
aruncarea la distanță poate să ducă la dislocarea omului. Da. Asta este o probă care se face pe moment într-o anumită, la pentatlon, este o altă discuție, la atletism. Da. Da. Dar jocul de oină e ceva mult mai complex. Și faptul că în România, anul trecut și acum 2 ani au venit delegații din Marea Britanie, din India, din Pakistan, din alte țări care vor să ducă acest sport acolo, suntem în curs de realizare a unei federații internaționale de oină, înseamnă că acest joc chiar are potențial. Domnul Dobre, mulțumim frumos pentru lămuriri. Deci ne uităm la Prima Sport 1 și mergem și pe stadion dacă avem posibilitatea. Mâine la ora 10:30. Domnilor și domnilor, e timpul pentru o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem în câteva minute la 9.